Noi nu trebuie doar să iertăm, ci și să uităm. Nu ierta doar din ascultare față de Dumnezeu, ci din plăcere pentru ceilalți, spunea Ioan Gură de Aur. Despre iertare au vorbit elevii școlii Lucian Grigorescu, care fac parte din cercul de religie Dai Voință, Iei Putere. Chiar dacă sunt mici, au suflet mare și au dorit să vă împărtășească și dumneavoastră câteva cugetări. Prietenie pentru cel care ne răbește toate pauzele mari și care ne supără în fiecare zi. Îndulcește-te puțin și nu mai fi așa nervos cu noi, colegii tăi mai mici. Doamne, Fiul Tău iubit, pentru oameni s-a jertfit, ca între ei să se iubească și raiul să dobândească. Din puterea Ta revarsă, pace peste clasa noastră, pace peste școala noastră, din icoana, din fereastră. Pentru importanța ei, bineînțeles. Aș vrea să se înțeleagă că iertarea este un mod de a trăi. Practic, iertarea este o stare de sănătate. Iertând, ești liber. Și mintea și sufletul. Și am trăit într-o lume mai bună. Și aș vrea să se înțeleagă că iertarea înseamnă mai mult decât toleranța. Și măcar o dată pe an, când este ziua toleranței, și măcar în perioade mai lungi, când este post, să ne aducem aminte cât de importantă este iertarea în viața noastră. Avându-l ca părinte spiritual pe Sfântul Spiridon, al cărui praznic se apropie, elevii au văzut în postul Crăciunului prilejul perfect de a găsi calea spre iertare. Am înțeles că este bine să iertăm și să nu judecăm pe ceilalți care fac greșeli. Ce știi tu despre iertare? Știu că este bine să iert, deoarece nu trebuie să judecăm cartea după copertă și să iertăm este foarte bine. Trebuie să iertăm, dar să nu spunem că nu am uitat. Trebuie să iertăm deoarece din suflet, trebuie să iertăm din suflet. Le-aș transmite să ierte întotdeauna, pentru că este bine, te eliberează și te simți împăcat cu tine însuți. Așadar, dragi telespectatori, urmați întocmai vorbele rostite de cei mai mici dintre noi. A greșit este omenesc, a iertat este diferit.